Neața, imediat ce cobor de pe trotuar, să vă spun trei chestii adorabile pe care avansata democrație ucraineană pare că le implementează în acest moment în România. Eu sunt foarte bucuros că, vedeți, noi ne-am organizat democrația după școala grecească, după metoda americană, dar, de fapt, esența democrației, așa cum trebuie să fie ea minunată, vine din Ucraina și brusc se adoptă și la noi niște principii esențiale. De exemplu, potrivit modei ucrainiene, pe larg adoptată, am văzut de câteva zile pe internet, toți susțin că e bine, este foarte bine să fii naționalist. Eu, ca bou, eu am crezut tot timpul că e bine să fii naționalist. Adică, dincolo de iubirea față de o femeie și un copil, da, familia ta, să iubești și limba în care vorbești cu ăștia doi, să iubești și mâncarea, să te bucuri că Fane de peste drum face ridichi și să cumperi de la el, să nu accepti orice curent internațional doar pentru că este internațional și, în general, să creezi mecanisme de protecție a lucrurilor românești, naționale. Și mie mi s-a zis tot timpul, bă, du-te în pula mea, ești un suveranist greșit, un mâhnit, un retrograd, un anti-european, vezi, ai grijă, ești dușmanul. Dar acum au venit ucrainienii, a cărui principală armă ideologică în lupta cu Rusia este naționalismul. Ăia și apără țara pentru că o iubesc. Și brusc a devenit și la noi naționalismul ceva minunat. Cum să nu te bucuri? Al doilea lucru care a devenit bun, deși nu părea bun, este suveranismul, mă. Suveranitatea, suveranismul e, cum să spun, pe George Simion când l-au luat la tocat, la început, l-au făcut suveranist. Adică era insulta supremă pentru un politician. Bă, vedeți că ăsta nu vrea să se supună deciziilor europene, ăsta vrea să ia el deciziile dacă conduce țara. Ceea ce știm cu toții. Cum să iei tu decizii pentru țara ta? Unde pula mea s-a mai pomenit așa ceva? E greșit. Și acum au venit ucrainienii, care fiind într-un război cu Rusia, ei spun că nu vor să împartă țara cum vor alții, nu vor să o gestioneze cum vor alții, pentru că ei sunt o țară suverană și ei vor să facă ce vor ei și liderii lor. Sigur, discută și cu alte țări, adică relații normale, dar în principiu una e să discuți, una e să decizi tu pentru mine, nu frate, decid eu pentru mine, asta înseamnă suveranitate. Și are bună, a devenit bună. Deci când o zicea unul altul pe aici, că da, George Simion a inventat apa caldă, ăsta e doar ultimul ciuriburi. Suveranitatea e chestie pentru care s-au bătut unii ca proștii, desigur, ca niște anti-europeni. De mult, de la Mihai Viteazul încoace, apărea câte unul care zicea, bă, dar ce-ar fi noi fiind românii, ce-ar fi să luăm noi deciziile în ce ne privește? N-ar fi mișto? Și unii ziceau, nu, asta e suveranitate, ea nu vă jucați cu asta. Cum adică să hotărâți voi pentru voi? Adă-vă în pula mea, mă, de dușmani. Și era nasol și, cum să zic, eu nu mai vorbeam despre faptul că mi-ar plăcea să fiu suveran la mine în țară. Dar acum, de când cu ucrainenii care vorbesc de țările care nu le respectă suveranitatea și toată Europa zice, da, cine nu vă respectă e greșit, să-l sancționăm. Și acum, brusc, suveranitatea este și ea ceva absolut adorabil, unul din mecanismele de bază ale democrației, pentru că nu e așa. Dacă țările n-ar decide ele pentru ele, ar însemna că decid alții, care sunt ruși, răi. Perfect. Și a treia chestie absolut genială care salvează democrația românească, venită tot pe filieră ucraineană, este ideea de a fi nevaccinat. Să vă iertați, chiar n-am vrut să zic așa ceva, dar s-a întâmplat. Bă, deci, ucrainenii, cum știți, au o populație de 45 de milioane de oameni. În decembrie, când încă îi mai preocupa și pe subiectul ăsta, aveau sub 15 sau 16 milioane de oameni se vaccinaseră cu doză completă, adică una și rapel. Mai mult împiții dracului n-au doar Pfizer și de-astea. La ei jumate din populație s-a vaccinat cu CoronaVac, vaccinul chinezesc, care știm cu toții că e o nenorocire antidemocratică. Auzi, China! Cine a mai văzut să folosim ceva făcut în China? Niciodată pe pământ! Plecați cu vaccinul de aici! Deci ucrainienii, după ce că-s vaccinați doar un sfert și din sfertul ăsta jumate-s vaccinați cu vaccin chinezesc, acum vin aici și nu e nicio problemă cu ei. Adică nu zic că trebuia să fie, că eu sunt nevaccinat, adică eu chiar țin cu ei. Dar mi s-a părut foarte tare să văd
oameni de ăștia, deci oameni care pe mine, de exemplu, mă mințeau acum ceva timp că nu ne putem vedea, pentru că ei se temeau foarte tare să nu le dau vreun microb. Acum zicând că ei sunt gata să iau ucrainene acasă, fără să zică nimic de vaccin. Mama mă cotropește de emoție gândul ăsta, adică și am văzut și în vamă Siret și nu l-am văzut pe Raed Arafat urlând la ei să-și pună masca, pe Valeriu Gheorghiță să alerge cu siringa, să-i înjunghe pe acolo prin vamă. Cumva e foarte bine să fie nevaccinat de când au apărut în vămi ucrainienii nevaccinați. Și cum au intrat și ei câteva zeci de mii, 100 în țară și o să mai intre, eu cred că ei implementează moda asta foarte drăguț în România. Bună, eu sunt ucrainean, sunt în mare parte nevaccinat, a, bine, venim, mă, stai, scuipă-mă puțin în guriță. Scuipă-mă puțin în guriță că eu am 3 doze și sunt speriat de bombe, da, de la un ucrainean accept orice. Colosal. Deci eu chiar vreau să mulțumesc din suflet poporului ucrainean pentru aceste trei implementări sănătoase, democratice ale României. Adică eu zic că dacă conflictul ăsta mai durează puțin și oamenii ăștia mai vin cu noutăți de astea de care noi n-am auzit niciodată, România va fi o țară nu că democratică, va fi un model planetar de democrație, toleranță și alte lucruri pe care imbecilii propagandei le ziceau până ieri că nu sunt bune și azi sunt foarte bune, ba din contră, ni le și recomandă tuturor. Perfect, mulțumesc Ucraina! Slava Ucraina!